Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Povești de Succes. Am numai 10 ani, dar visul meu e mare. Îmi doresc să devin cea mai mare balerină a lumii. Rostește Runia Hanza, serioasă și cu un determinism nemai văzut în privirea ei zâmbitoare. La doar 10 ani, te copleșește cu prezența ei, iar faptul că o cunoști îți redimensionează valorile pe care mulți în ultimii 20 de ani s-au străduit să le distrugă. Doamnelor, domnilor, vă fac cunoștință cu cea mai mare speranță a baletului românesc, Runia Hanza. Bine ai venit, Runia! Bună ziua, bine v-am găsit! Runia, mai înainte de toate aș vrea să-ți mulțumesc că ți-ai răpit din timpul tău. Știu că tu inclusiv astăzi ai repetiții, iar prezența ta la Litoral TV ne face o deosebită bucurie și o mare onoare. Eu ți-am mărturisit înainte de a intra în emisiune că astăzi tu vei fi adultul și eu copilul. Sper să preiau toate emoțiile, le am și eu pe ale mele, astfel încât să ne dai voie să te cunoaștem mult mai bine decât am făcut-o noi cu toții până acum. E ok? Da. Uite, o să începem cu începutul. Îți spuneam că această emisiune are un anume format. Și formatul ăsta e unul de conceput într-o asemenea manieră încât să ne introducă treptat în esența ceea ce este invitatul. Tu astăzi te afli pe canapeaua excelențelor. Este un lucru pe care eu mi l-am dorit din vară, de când l-am avut invitat pe maestrul tău, pe profesorul tău, pe domnul Oleg Danovski Junior, căruia îi și mulțumim că te-a găsit, că v-ați găsit. Hai să vedem. Câți anișori ai? 10 ani, aproape 11. Îi împlinești mai exact pe cât? Pe 13 aprilie. Pe 13 aprilie. Dar tu te-ai născut aici în Constanța? Da, m-am născut în Constanța. Și mai ai vreo surioară, vreun frățior? Am o surioară care are 6 ani și tot așa vrea să urmeze baletul. Adică sunteți practic două balerine în familie. Da. Și mami cu tati, cum văd lucrul ăsta? Se bucură? Sunt fericiți? Sunt foarte mândri de noi. Sunt foarte mândri, așa-i. Ia spune-mi, de la mami, de la tati, ce ai învățat? Păi de la tati am învățat că trebuie mereu să muncesc pentru un lucru. Nu trebuie să aștept să-l primesc pe gratis, ci eu să-l muncesc. Iar de la mami am învățat să nu mă las niciodată, să fiu mereu învingătoare, orice ar fi. Foarte frumos! Eu cred că multora dintre noi, în momentul ăsta, ne dai un exemplu, deși nu te-ai gândit la lucrul ăsta vreodată. Uite, eu am pregătit câteva materiale despre tine și o să vorbim despre fiecare dintre ele împreună cu tine astăzi în fața celor de acasă. Eu vreau să-ți spun că în acest moment ești în casele tuturor românilor din diaspora. Mai precis, această emisiune este urmărită pe internet în acest moment de diaspora din Atena, din Roma, din Madrid, din Barcelona, din Marseille, iar cei care au fost înștiințați de această emisiune sunt în acest moment foarte, foarte curioși să afle cât mai multe lucruri despre tine, pentru că au luat cunoștință parțial de câteva dintre premiile tale întâi internaționale și pentru faptul că la o vârstă atât de fragedă tu ai adus atât de mare onoare României, sunt curios să afle tot ce se poate despre tine. Începem cu începutul, vrei? Sigur. Uite, aici în fotografia asta ești tu la ce vârstă? La 6 luni. Ești un bebeluș superb, superb, absolut superb. Un bebeluș care a creat multă, multă, multă bucurie în familie odată cu apariția lui. Amintirile astea nu ai cum să le ai, dar în schimb îți aduci aminte de cum era surioara ta.
Aici? Aici sunt eu. Când eram mai micuță, cred că aveam un an și făceam coșulețe, îmi plăcea foarte mult și mama a decis să mă ducă la gimnastică, însă mie nu prea mi-a plăcut pentru că nu învățam nimic, nu? Și am decis să merg la balet. La gimnastică, la ce vârstă ai mers? M-a dus între anii 3-5 și atunci am hotărât să merg la balet. Aici ce vârstă aveai? Aici când am luat moțul la un an. Ia uite ce drăguț, un copil foarte, foarte, foarte frumos și foarte vesel. Tu așa ești de obicei, foarte veselă? Da, de mică sunt așa. Hai să vedem cum a fost acel moment în care tu ai cerut părinților tăi să te ducă la sala de balet. Cum ți-a venit ideea să faci balet? Păi la vârsta de 5 ani am văzut pentru prima dată primul meu balet, Spărgătorul de nuci, și mi-a plăcut foarte mult baletul și am decis că aș vrea și eu să merg. Unde ai văzut Spărgătorul de nuci? Aici, la Teatrul din Constanța. La Teatrul Oleg Danovski? Da. Foarte frumos. Și ți-a plăcut? Foarte mult. Am fost foarte încântată și de-aia am decis să merg la balet. Ce ți-a plăcut cel mai mult în momentul acela? Mi-au plăcut foarte mult balerinele, cât de grațioase erau, cât de drăguțe, ce frumos exprimau. Și ai fost impresionată la o vârstă atât de fragedă, când majoritatea copiilor ar fi preferat să se joace cu păpușelele sau să, eu știu, să facă orice altceva. De mică îmi doream să merg pe scenă. Ți-ai dorit lucrul ăsta cu adevărat și ai și ajuns. Da. Hai să vedem, în fotografia asta, cine este? Aceasta sunt eu, la prima mea serbare de Crăciun la grădiniță. Aceasta este Runia, la prima ei serbare de Crăciun de la grădiniță. Dar dacă stau să mă uit bine în fotografia asta, tu ai un anume costum. Am un costumaj de fulg de nea. Tu ai un costumaj de fulg de nea. Și atunci la grădiniță de Crăciun ai dansat? Da, m-au pus și să dansez. Bine, eram mică, nu știam să fac mișcările foarte bine, însă îmi plăcea foarte mult să dansez și asta conta. Da, da, e adevărat. Cred că părinții tăi au avut niște ochi foarte pătrunzători, pentru că au simțit în tine existența acestei scântei deosebite și au acordat atenție. Și să știi că sunt pe lumea asta și părinți care trec cu vederea unor copii lucrul ăsta. Tu te consideri fericită? Că... Sunt chiar foarte fericită pentru că au putut să mă ducă la balet. Și că ai o asemenea familie care este alături de tine în tot ceea ce faci. Da. Ok. Deci așa a început dragostea ta față de balet, cu Spărgătorul de nuci. Da. Sunt curioasă, din acel moment, ce ți-ai dorit tu primul lucru? Să te ducă la sală? Mi-am dorit foarte mult să merg la sală, să învăț cât mai multe lucruri noi, variații și, în primul rând, să merg la concursuri. Deci atunci ți-ai dorit să mergi la concursuri. Ce anume însemna scena în acel moment pentru tine? Totuși erai foarte micuță, aveai doar câțiva anișori. Pentru mine scena însemna o altă lume, în care eu trebuia să fiu un alt personaj, să trăiesc viața altuia și așa puteam să mă exprim prin dans. Așa puteai să te regăsești practic tu pe tine. Da. E foarte important. Eu am auzit că la tine în cameră este balet peste tot, e adevărat? Da, pe sus am poante, am tutiuri, balerine, păpușele cu poante, cu tutiuri. Și mai știu ceva, că practic acasă tu mai toate lucrurile pe care le faci, le faci pe poante, e adevărat? Da, mănânc pe poante, uneori îmi fac temele pe poante, în timpul liber stau pe poante, îmi repet variațiile. Foarte, foarte, foarte interesant.
Eu îți mărturisesc că sunt tare fericită că am ocazia și onoarea să te cunosc. Copiii ca tine nu se nasc foarte des. Marile valori se nasc odată la câteva zeci sau poate chiar sute de ani. Și mulți oameni de presă și-ar dori ca în viața lor să aibă șansa să stea atât de aproape de un tânăr atât de deosebit. Știu că înainte de a intra în emisiune, te-am întrebat cum ai vrea să te tratezi, ca pe un copil sau ca pe un adult? Cum îți place? Mie îmi place foarte mult ca pe un adult și domn profesor Oleg Danovski Junior îmi spune că sunt destul de matură pentru vârsta mea și înțeleg multe lucruri. Și cu toate astea, ai și momentele tale de copilărie. Ai și momentele tale în care pur și simplu ești ca un copil obișnuit, la școală, de exemplu, când te duci cu mie. Păi sunt eu însumi, adică nu sunt, nu mă cred cine știe ce, sunt ca un copil normal. Ca un copil normal, la fel ești la tablă, la fel îți faci temele. Întotdeauna. Întotdeauna. Dar de ce întotdeauna Ronia? De ce? Cum vezi tu școala? E importantă? Mie mi se pare foarte importantă școala, îmi place foarte mult și Și pe efectiv îți faci temele da. așa cu seriozitate, la fel ca și la fel ca și la balet. Da. Dintre materiile pe care le faci la școală, ce-ți place cel mai mult? Mie îmi place cel mai mult româna, atunci când trebuie să scriem compuneri. Foarte frumos, foarte frumos. Asta înseamnă că ai și foarte multă imaginație și logică, așa este. Da. Te-ai gândit vreodată, eu știu, să compui o poezie? Am compus poezii și mai de mult și acum. Îmi plac foarte mult poeziile, rima lor, mai ales pentru că acolo pot să mă exprim eu prin scris. Nu trebuie să iau ideile altuia. Originalitate înainte de toate. Da. Uite, am dat peste o fotografie care îmi place foarte mult. Aici aveai 6 anișori Da. și purtai? O rochiță roșie. Este o rochiță roșie care este foarte diafană. Ți-ai ales-o tu? Mami mi-a cumpărat-o pentru că mi-a plăcut foarte mult. Semăna ca o rochiță de balet și de Deci, practic, tu respiri balet, să înțeleg. aia. Da. Și tortulețul meu era tot cu balerina. Da, am văzut, deci, încă o dată aș vrea să-l arăt la cameră. Sunt atât de impresionată la tine, absolut totul se leagă de balet. Da, și poziția mea era tot de balet. Am văzut și poziția tot de balet, și rochița asemănătoare cu un tutiu de balet, și Da. balerină pe tort. Faptul că scrii poezii. Mie, personal, îmi sună așa ca un balet printre idei, printre ideile tale și nu ale altora. Este și asta o formă de a face balet? Eu cred că da. Uite, aici, pentru că vorbim despre balet, evident, ești tot tu. Aveai 5 anișori. Aici este primul meu costumaj de balet primit de la Moș Crăciun și îmi plăcea foarte mult să improvizez prin casă. Dădeam spectacole. Cine erau spectatorii tăi? Mami, tati, bunica Și? și surioara. Și surioara ta. Era tare micuță, bănuiesc atunci. Foarte micuță. Foarte micuță. Ce vedeai tu în privirile lor? Erau foarte încântați că eu mi-am găsit Menirea. menirea, da? Și uneori aveau emoții. Așa sunt părinții mei. Plini de dragoste și de emoție și mereu cu câte o lacrimă în colțul ochilor. Da. Dar fericirea ta în acel moment în ce consta? Să dansezi, să faci balet și să-i faci în același timp pe cei de lângă tine fericiți, bucuroși? Iubeam foarte mult baletul și încă îl iubesc și încă îl voi iubi până la finalul vieții. Îmi plăcea foarte mult să dansez și cum aud muzică încep să dansez, să improvizez. Am auzit că improvizațiile tale uimesc.
Toți cei care te văd cum improvizezi, pur și simplu rămân blocați. E adevărat? Da, pentru că eu încerc să intru cel foarte bine în personaj și interpretez ce simt atunci, pe moment. În acel moment. Da. Se întâmplă lucrul ăsta, intrarea asta în personaj, se întâmplă așa, pur și simplu, deodată? Sau are loc în mintea ta așa un conceperea unui fir al poveștii? Cum? Cum se întâmplă lucrul ăsta? Păi uneori depinde și de starea mea. Dacă sunt veselă, exprim fericire. Dacă sunt așa mai tristă, sunt mai, cum să zic, Ai mișcările da, efectiv corelate foarte bine cu starea ta. lente și, da, Oricum grațioase. da, Oricum sigur. grațioase. Și pentru că vorbim de grație, mai văd ceva aici. Aveai tot 5 ani, 5 ani jumătate, da? Da. Și unde erai aici în fotografia asta? Primul meu spectacol de balet la sala domnului Oleg Danovski Junior, unde Și am trecut direct în a doua grupă și am avut un spectacol în grup. deci, practic, tu ai ajuns la sală și n-a mai fost nevoie să faci ca celelalte cursante o anume perioadă mai lungă, pur și simplu ai trecut rapid în grupa a doua, adică a celor care erau deja avansați. Da, pentru că domn profesor a văzut în mine mult talent, multă voință și a zis să nu mă mai țină în grupa întâia, unde nu se învăța foarte multe, și m-a dus la grupa a doua, unde am putut să învăț variații. Eu văd aici în gesturile tale și în mod special arăt din nou această fotografie la cameră. Tu nu ai decât 5 ani jumate în această fotografie, dar poziția mâinilor tale, poziția picioarelor, atitudinea pe care o ai, rafinamentul, legătura între expresia feței, coordonarea, dacă vrei, a privirii tale cu mâna, cu piciorul, sunt extraordinare, aș spune eu, desăvârșite la vârsta ta. Nu ți era greu? Nu era greu, adică mie mi se părea ceva normal, parcă simțeam că trebuie să fac așa. Nu știam sigur ce trebuie să fac, cum să țin mânuța, însă pur și simplu îmi venea mie să fac așa. Eu las câteva secunde în mod special pentru că simt nevoia să trag eu aer în piept. Nici vreau să mă gândesc ce emoții au cei de acasă auzindu-te, pentru că noi cu toții ne dăm seama că în tine se află un mare, mare dar și har de la Dumnezeu. La doar 5 ani și jumătate, fără să te învețe nimeni ce anume ar trebui să faci, să simți că vine din tine. Nu poate fi altceva decât un mare dar de la Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că lucrul ăsta îți dă și o oarecare responsabilitate? Da, păi trebuie să știu. În balet este și responsabilitate, foarte multă. Trebuie să știu când Când să faci o anume când să fac o mișcare? anume mișcare, când să mă opresc, când. Și mai ales, mai este, cred că, o responsabilitate enormă și în special atunci când mergi la concursuri internaționale. Acolo, pe cine reprezinți tu? Eu reprezint România cu tot dragul meu, cu tot sufletul meu, toată inima mea. Și sunt mândră că sunt româncă. Runia Hânsă. Runia Hânsă, care ne aduce o lacrimă în ochi și ne faci să fim mândri că suntem români. Ne readuce aminte că suntem români. Și cred că vibrația din glasul meu în acest moment este în inimile tuturor celor de acasă. Dar o să ajungem și la momentele la care ai obținut aceste minunate trofee pe care toți cei care te privesc în acest moment le văd. Și cred că în mințile și în inimile lor deja se cântă din nou imnul României. Dar până vom ajunge la momentul acela, mai vrem să mai descoperim câte ceva despre tine. Am aici o fotografie în care tu aveai tot 5 ani și jumătate. Da. Erai la același prim spectacol, la sală. Da, împreună cu grupul. Aici, de data aceasta, erai împreună cu grupul.
Cât ai repetat, nu o să te întreb, că este clar. Dacă ai mers la 5 anișori și deja la 5 ani și jumătate erai în spectacol și trecusei deja la a doua grupă, lucrurile sunt cât se poate de clare și de transparente pentru toți. Ce aș vrea să te întreb însă este legat de starea ta de spirit în acel moment. Aveai emoții? Eu nu știam ce e aia emoții, deci de mică, adică eu pur și simplu dansam, nu-mi păsa ce spuneau alții, eu dansam pentru că asta îmi place mie cel mai mult. În clipa în care tu te afli pe scenă, în afară de tine și de rolul tău, mai există ceva în jur? În jur mai există și, desigur, alți Oamenii, balerini. juriul, balerinii, dar Da. tu, în acel moment, ești conștientă de ei sau ești tu cu tine și cu ceea ce faci tu? Eu mă simt acolo ca la sală. Eu singură sau numai cu domn profesor, adică nu-i văd pe ceilalți, pentru că, Trăirea ta? da. Trăirea ta interioară e foarte intensă Da. și dedicată în același timp. Runia Hânță, la școală, bănuiesc, la 6 ani, nu? În apropiere de intrarea la școală. Da. Aveam o căsuță de jucărie în care intram, îmi făceam și solul. A, deci în căsuța de jucărie tu de fapt intrai, te jucai, dar îți făceai și solul. Da. Runia Hânsă. Runia Hânsă sau balet? Tot una. Da. La 6 anișori, când copiii de regulă se străduiesc să învețe cum să scrie o literă sau o cifră, Runia Hânsă trecea peste lucrurile astea foarte ușor, le făcea extraordinar de bine și făcea rapid totul pentru a putea să facă balet. Desigur, după ce îmi terminam temele și veneam de la școală, mă apucam ba să repet variația, ba să mă mai uit pe YouTube cum fac alte balerine și învățam de la ele. Eu știu că prima ta variație are o istorie foarte, foarte, foarte frumoasă. O spunem acum sau după pauză? Cum vrei? Cum spui tu? Ok, uite, eu zic că mai avem timp să ne spui cum ai învățat prima variație. Știu că sursa ta de inspirație a fost inițial internetul. Da. Și apoi o prietenă. Aveai o prietenă mai mare cu care ai repetat? Da, aveam o prietenă mai mare care mă învăța variații. Și așa, dar prima ta variație, practic, ai văzut-o pe internet și cum ai văzut-o, ai și interpretat-o. Mi-a plăcut foarte mult și domn profesor m-a lăsat să o interpretez. Este vorba despre Zâna Canar. Este vorba despre Zâna Canar, un rol care ți-a plăcut foarte, foarte mult. Poți să-mi spui de ce? Toate rolurile îmi plac. Nu știu, pur și simplu, mă atrag. Adică, nu contează ce variație, ce rol, contează numai să dansez, atâta. Este tot ce-ți dorești tu. Da. Aici mai avem o fotografie în care tu ai o poziție deosebită. E un moment deosebit. Acestea sunt primele mele poante. Primele tale poante, câți ani aveai aici? Cred că 6, 7 ani. 7 ani, 8 ani. 7 ani, 8 ani. Runia, hai să luăm o pauză mică de publicitate, să le dăm și celor de acasă un moment de respiro, pentru că ne-ai încărcat atât de pozitiv și atât de frumos, încât este enorm pentru sufletul unui om să facă, dacă vrei, cunoștință cu o asemenea bogăție și sufletească și spirituală ca a ta. Luăm o pauză și ne reîntoarcem? Da. Dragii mei, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne reîntoarcem în direct cu cea mai mare balerină, da, viitoare, a Da. lumii, Runia Hânsă.
Dragii mei, ne-am reîntors în direct alături de Runia Hansa. Runia, tu trebuie să ne înțelegi pe noi, inclusiv pe noi oamenii de presă. Ai mai cunoscut oameni de presă. Și Da. Cred că toți au rămas la fel ca și mine, ca și colegii mei, muți. Momente în care pur și simplu te priveau și că scrutau în ochii tăi viitorul tău. Ți s-a mai întâmplat lucrul ăsta? Mi s-a mai întâmplat de câteva ori, dar eu nu prea am băgat de seamă. Uite, aici ai câțiva anișori, 7-8 anișori, da? Da. Aici ai primit primele poante. Cum a fost acel moment? Am fost foarte bucuroasă. De când mi-au venit poantele, am început să le pun, să încerc să fac exerciții, să încerc și variații. A fost superb. A fost superb. Câte poante schimbi tu pe an? Păi eu le schimb din 6 în 6 luni. Deja din 6 în 6 luni. Și bănuiesc că la concurs ai poantele pentru concurs, iar la sală poante pentru sală. Da, la concurs am poante noi, iar la sală le-am pe cele vechi, rupte, pânăsite. Am o curiozitate. Costă mult poantele astea? Da, sunt foarte destule scumpe. Mult. Sunt da. Foarte scumpe, așa-i? Mă gândesc că se fac eforturi foarte mari, părinții tăi fac eforturi foarte mari pentru lucrul ăsta, dar tu și dai o bucurie și o satisfacție fantastică prin tot ceea ce faci. Aici ești cu surioara ta? Da, cu surioara mea. Pentru ea era primul spectacol de balet, la mine cred că era al treilea, când dansăm Zona Violenței. Aveai un tutu superb, roșu, acolo. Ce rol interpretai? Zona Violenței. Zona Violenței. Și cum este rolul ăsta pentru cei care nu au văzut niciodată acest balet, această variație? Cum? Ce presupune? Ce face Zona Violet? Cum este ea? Eu trebuie să-i spun prințesei Aurora să nu fie neapărat veselă, așa. Adică dacă vine un om mai îndrăznesc, să fie și ea puțin mai... Să fie puțin mai autoritară, înfiptă. Mai da. Înfiptă. Foarte drăguț. Și tu, practic, o înveți să se maturizeze. Da. Deci, practic, ai un rol în care dai și puțină înțelepciune și dai și o anumită cheie a rezistenței în viață, să fie un pic mai înfiptă. Foarte frumos rol, foarte interesant rol și aș vrea să avem timp să vorbim despre toate rolurile tale, dar am ajuns la un moment pe care aș vrea să-l mai amân un pic, pentru că deja o să începem să vorbim despre trofee și concursurile la care ai participat și mai am câteva lucruri pe care chiar vreau să le știu despre tine. Ce faci tu cu costumele pe care nu le mai porți? Păi cu costumele care nu le mai port, le las pentru surioara mea care vrea și ea să urmeze baletul. Să devină balerină. Și aș putea să te întreb care a fost primul tău rol? Primul meu rol important a fost Zâna Canar. A fost Zâna Canar. Zâna Canar cum este? Cum o simți tu pe Zâna Canar? Este foarte veselă. Bucuroasă, se bucură de viață. Se bucură de viață. Și în toată această variațiune, în periplul ei așa, ce mesaj transmite Zâna Canar? Păi și ea îi spune prințesei Aurora să fie veselă, să râdă, să fie bucuroasă, întotdeauna, orice ar fi. Întotdeauna, orice ar fi. Deci, practic, tu ai interpretat în timp două roluri purtătoare de mesaje diferite, ambele adresate prințesei Aurora. Nu ți-a fost greu să te așezi într-un alt rol față de rolul pe care l-ai interpretat prima dată? Pentru că prima dată fiind Zâna Canar, adresându-te prințesei Aurora, fi veselă, fi bună, fi așa, fi așa. În următorul rol aveai să-i spui fi înfiptă, fi mai hotărâtă, fi mai autoritară. Cum a fost trecerea asta de la un rol la altul? Ți-a fost greu, ți-a fost ușor? Nu a fost greu pentru că baletul are de-a face și cu actoria
Și mie îmi place foarte mult și actoria și trec foarte ușor de la un personaj la altul. Mai ales că tu ai primit și o apreciere extraordinar de valoroasă la un moment dat la un workshop din partea unui profesor deosebit. Ne spui acum sau ne spui când ajungem la trofeul din Croația? Mai bine la trofeul din Mai Croația. bine atunci. Ok. Mai am o întrebare și gata. Ne ocupăm de palmaresul tău. Am înțeles că e o diferență între felul în care abordezi problema la sală și felul în care abordezi dansul, baletul, când ai tutiul pe tine. La sală trebuie să fiu să fiu cu mintea acolo, să mă gândesc numai la exercițiu, nu trebuie să exprim ceva acolo, trebuie să mă chinui. Iar atunci când încep să dansez variația, sunt un personaj. Și personajul, desigur, nu stă să se chinuie. Trebuie să plutesc, să arăt viața unui personaj. Și tu chiar plutești. Da. Chiar plutești. Deja cred că noi toți am pătruns cu pași timizi, încet, în sufletelul tău minunat și delicat și atât de sensibil. Și am reținut noi despre tine, în primul și în primul rând, faptul că iubești tot ce te înconjoară. Iubești foarte mult pe domnul profesor, iubești pe mami, pe tati, pe surioara ta, pe bunii, Da. că îți iubești foarte mult colegii și școala, că iubești enorm baletul și din acest moment absolut totul înseamnă balet. Am Da. înțeles bine noi, da? Am înțeles că îți place foarte, foarte mult să muncești. Îți trebuie o disciplină pentru treaba asta? Îți permiți vreo secundă de întârziere? Eu n-am voie să întârzi. Întotdeauna trebuie să fiu Punctuală. punctuală. Programul tău, dacă te-aș întreba cum arată programul tău obișnuit într-o zi? Este foarte încărcat. Balet, balet, aproape în fiecare zi. Numai o zi liberă. Atâta. Când este ziua ta liberă? Marți, atunci când am engleza. Și la engleză te duci și stai tot pe poante? Sau îți vine profesorul acasă? Sau cum faci? Unde faci engleza? Profesorul vine acasă. Profesorul vine acasă și e adevărat că de multe ori te găsește pregătită pentru balet, făcând Da, balet, cu pantele în cu picioare. poantele în picioare. Runia Hânsă. Ok, la ce oră te trezești dimineața? Că vorbeam despre programul zilei pentru tine, un program obișnuit. La ce oră te trezești? De obicei mă trezesc la 7:20 pentru a mă pregăti de școală. Și după ce îți faci toaleta, te pregătești, pleci la mănânci, da? Și pleci la școală. De obicei nu mănânc dimineața pentru că nu mai am timp. De obicei nu mănânci pentru că nu mai ai timp. Da, eu stau și mă întreb cum reziști. Este foarte greu, dar îmi place și atâta contează. Asta e tot ce contează. Da. Și te duci la școală, la școală ești un elev ca toți ceilalți. Un elev normal. Un elev normal. La școală cu colegii, despre ce vorbești? Despre teme sau despre balet? Păi depinde, pentru că unele colege Vor mă să mai știi. întreabă de concursuri, de variații, altele mă întreabă de teme. Deci ai timp să-ți ajuți și colegii să Da. înțeleg. Asta e un lucru minunat. Și după ore ce faci? După ore vin acasă, îmi fac temele și mă duc la balet. Asta înseamnă ora cât deja? Păi eu uneori vin de la școală la ora 1, până îmi fac temele până astăzi, se face ora 2:30 și plec la balet. Deja la 2:30 ai plecat la balet. Și cât durează antrenamentul? 4 ore. 4 ore. 4 ore, 4:30. 4 ore, 4 ore jumate. Da. Deja înseamnă că tu ajungi acasă seara târziu, seara la 7-8.
Da, și după ce am termin temele. După aceea îți termin temele, bănuiesc că pe poante. Da, normal. Și după ce îți termin temele? Mă urc în pat și dorm. Și visez balet. Și visezi balet. Runia Hânză. Am aici o fotografie care ți este foarte dragă ție. Ești împreună cu domnul profesor. Da. Da? Poți să ne spui când a fost făcută această fotografie? Atunci aveam 9 ani la primul meu concurs din Bulgaria, unde am luat loc întâi. Ai fost plecată la Sofia. Nu Da. aveai decât 9 anișori. Un concurs foarte greu. Da. Un concurs foarte greu. Ia spune-ne, de ce a fost atât de greu concursul ăsta? Au venit fetițe din toată lumea, și de pe alte continente. Și grupa de vârstă la care tu, categoria de vârstă la care tu concurai era de fapt 9-14 sau 9-11, ceva de genul, nu? Da, asta s-a întâmplat la Sibiu, la Asta s-a întâmplat la ultimul Sibiu, meu concurs. la ultimul concurs. Dar și aici, tot așa, aceeași grupă Da, cam de așa. vârstă, aceeași grupă de vârstă. Iar tu ai concurat cu balerine din întreaga lume. Din Rusia, din Japonia, din Coreea, din toată Europa și ai Da. luat premiul întâi. Da. Trofeul se află pe masă. Da, acesta este. Este trofeul în formă de stea, pentru că și tu ai strălucit ca o stea atunci. Și concursul se numea International Ballet Competition Children Little Star, unde tu ai obținut locul întâi. Și la dans clasic, și la contemporan. Da. La baletul clasic, ce ai interpretat? La clasic am interpretat variația Chitri din Don Quixote, iar la contemporan, în contemporan, coregrafiat de domn profesor Oleg Danovski Junior, Roundabout. Roundabout, și care practic l-a făcut în mod special pentru tine. Da, așa cred. În momentul acesta, noi arătăm la cameră fotografia cu această diplomă pe care tu ai obținut-o la Sofia. Da? Aceasta este Da. diploma. Aceasta este diploma care pe tine te-a făcut pentru prima dată să conștientizezi ce înseamnă mândria de a fi româncă. Am fost foarte fericită pentru că am dus numele României, la acest concurs. La acest concurs, ai fost atât de apreciată încât criticii de balet au spus foarte clar și răspicat: în România s-a născut o stea a baletului. Și din acel moment au cam început să tremure tutiurile celorlalte concurente, uitându-se pe listă să vadă concurează și Runia Hânză. Da. Așa este. Ce-ai simțit tu în acele momente? Cum, nu știu, te-ai simțit altfel decât ca de obicei? Adică pot să discut cu tine de la egal la egal? Ai simțit că îți crește nasucul așa pe sus? Nu, eu m-am simțit la fel, mai că eram foarte bucuroasă că roadele muncii mele în sfârșit apar. Foarte frumos. Foarte frumos spus. Foarte, foarte, foarte frumos spus. La Mulțumesc! 9 ani, roadele muncii mele în sfârșit apar. Tu îți dai seama că sunt mulți oameni care poate au cu mult peste 20 și ceva de ani și încă în acest moment nu au niciun motiv să rostească aceste cuvinte cu atâta modestie și simplitate și seninătate. Te-ai gândit vreodată cât de fericită ești pentru lucrurile astea, pentru că e un dar, Runia. Sunt foarte fericită, în primul rând, că eu pot să mă exprim prin dans și că părinții mei m-au dus la balet. Uite, aici ești tot cu trofeul pe care l-ai obținut la Sofia. Da. Și o să-l arătăm și la cameră. A fost un moment deosebit
poți să ne spui ce anume s-a întâmplat când ai intrat pe scenă? Ce ai simțit în acel moment? Cum te-a motivat domnul profesor? Sau dacă ai avut nevoie în momentul ăla, dacă ai avut emoții și dacă da, ce fel de emoții? Am avut, desigur, niște emoții pozitive. Domnul profesor mi-a zis să nu am emoții pentru că este un concurs, o nouă experiență, nu trebuie neapărat să mă duc acolo pentru premiu, ci să le arăt oamenilor pentru ce mă pregătesc eu. Așa. Și s-a făcut liniște în sală și tu ai intrat pe scenă. Ce ai simțit în acel moment? În acel moment, simțeam că zbor. Eram ca un fulg, era deosebit de frumos. De regulă la un spectacol, că oricât de atenți ar fi oamenii, tot mai tușesc, se mai foiește cineva. În acel moment are nevoie să meargă să bea puțină apă și se mai aud niște zgomote în sală. Tu le auzeai? Nu, eu aud doar muzica, atât aud. Iar cei din sală nu te-au văzut decât pe tine. Aici erai la Sofia, nu? Da. Cum se numește poziția în care ești tu aici, postura aceasta, săritura? Era o săritură mare, Gran Padeșah. Doamnelor, domnilor, aceasta este săritura Grand Padeșah, prezentată de Runia Hânză la Sofia, pe când avea doar 9 ani. Aici mai avem o fotografie. Este de la Baletul Contemporan. Este cel scris, făcut, realizat de maestrul Oleg Danovski Junior, special pentru tine. Și pentru acesta ai luat premiul întâi. Și pentru clasic și pentru contemporan. Și pentru clasic și pentru contemporan. Spune-mi, poți să ne spui câteva gânduri de ale tale vis-a-vis de interpretarea acestui balet contemporan? Ce temă are acest balet? Cum ai văzut tu interpretarea acestui balet contemporan? Ce anume trebuia să exprimi? Aici nu trebuia neapărat să exprim, era un contemporan pe forță. Se numește sens giratoriu pentru că făceam foarte multe cercuri. Asta era ca o viață. Deci, practic, în acel moment, tu simbolizai viața, spirala vieții, cercul vieții. Da. Un copil de 9 ani care simte, se mișcă, trăiește, face balet, astfel încât să exprime viața în esența ei. Runia, pentru noi toți este zdrobitor, este zdrobitor ceea ce simți tu, naturalețea cu care simți. Ne dăm seama cât de binecuvântați suntem. Cât de binecuvântați suntem. Și ceea ce ne face să fim mai uimiți este modestia ta. Simplitatea cu care privești toate lucrurile astea și bănuiesc că ți s-au spus foarte multe cuvinte elogioase. Te-au schimbat? Nu. Nu. Sub nicio formă. Aici văd că ești cu domnul profesor. Da. Din nou, da? Aici te felicita domnul profesor, ce-ți spunea? Era foarte bucuros pentru că mi-au ieșit toate variațiile. Și nu numai că ți-au ieșit, dar au și fost premiate, au și fost atât de apreciate, iar munca ta a fost răsplătită. Da. Mergem mai departe, în martie 2012, la concursul DWC, Romanian Qualify, în București, unde te-ai calificat, ai și luat medalia de argint la dans balet contemporan. Eu m-am calificat pentru Austria, însă am decis că mai bine aș merge la Sibiu, unde puteam să-mi văd cu adevărat valoarea, unde au venit fetițe chiar de 14 ani. Practic, tu ai concurat cu fetița de 14 ani. Da. Medalia este aici, medalia pe care ai obținut-o.
Da? Ne poți Da. indica, ne poți arăta unde este? Aceasta este. În această fotografie ești tu, în primul rând ai un tutu superb, superb, Mulțumesc. care cred că a costat o valoare, o Primul meu avere. tutiu de chitri. Primul tău tutu de chitri. Poți să le spui celor de acasă care nu sunt avizați, din ce balet face parte? Chitri din Don Quixote. Și cum este chitri? Chitri este o țărâncuță care s-a măritat cu un om mai bogat și a primit și ea pentru prima dată un evantai și era foarte mândră, pentru că în acele vremuri evantaiele erau ceva nemaipomenit. Și erau foarte scumpe și erau dăruite numai claselor superioare, ca să Da. spun așa. Și ea își exprimă bucuria pentru acest dar minunat? Da, la nuntă este foarte veselă. Deci la nuntă este foarte veselă. Mergem mai departe. Martie 2012, locul întâi la dans contemporan, balet contemporan. Premiul special pentru cea mai bună prezență scenică la categoria balet clasic. La ESDU Dance Star World to Romania. Cum a fost obținerea acestui premiu întâi? Nici nu mă așteptam. Eram foarte, foarte fericită. Cu cine concurai? Tot așa, erau concurente venite din întreaga lume. De peste tot. De peste tot. Și cu vârste cuprinse între cât și cât? Între 9-11 ani. 9 și 11 ani. Iar tu aveai 9 anișori. Da. Și ai luat premiul întâi. Este pe masă trofeul. Acesta Este chiar primul trofeu. este. Da. Este un trofeu care a făcut ca din nou România să fie privită cu admirație. Imnul României să fie ascultat de toți, inimile tuturor românilor să bată cu putere, noi cu toții să fim mândri că suntem conaționali, iar tu să fii foarte mândră că ești româncă. Așa, așa a fost și așa o să fie. Runia, mai luăm o scurtă pauză de publicitate? Da. Emoțiile sunt foarte mari și cred că și cei de acasă simt nevoia să stea puțin de vorbă între ei pentru a-și însuși cât mai profund toată fericirea și bucuria pe care tu o împrăștii tuturor. Ok? Da. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Urmează a treia parte a acestei emisiuni în care Runia Hânză, cea care a pus din nou România pe harta Europei cu baletul ei minunat, cu zborul ei extraordinar, ne va încânta cu palmaresul ei. Dragii mei, ne-am reîntors în studio pentru ultima parte a emisiunii Poveștii de Succes, unde astăzi, pe canapeaua excelențelor, se află Runia Hânsă. Runia, vorbeam noi despre acest trofeu unde tu ai obținut din nou un excepțional premiu întâi, din nou internațional. O să-i rog pe colegii mei Da. să îl arate la cameră. După care, în timp ce cei de acasă îl văd, noi vom începe să discutăm despre următorul moment extraordinar din viața ta. Am amintit noi ceva și de București și o și arătăm această diplomă la cameră, da? Ca să fie văzută. Eu cred că cei de acasă sunt foarte fericiți. Poate mulți dintre ei au lacrimi în ochi. Pentru că e un dar. Și faptul că această emisiune are loc și tu pătrunzi în inimile celor ce n-au avut posibilitatea să te vadă la concurs, cred că este un dar minunat. Aici mai avem o fotografie. Da? Aici Unde la este? concursul din București. Aici este la concursul din București. Ia spune-mi, ce rol interpretai aici?
Tot chitrii din Don Quixote. Chitrii din Don Quixote și erai foarte, foarte veselă pentru că erai la nuntă. Da. În momentul în care ai fost anunțată că ai luat acest premiu întâi, ce ai simțit? Eram extrem de veselă, nici nu pot să spun cât de veselă eram prin cuvinte. Eu mă exprim mai bine prin dans. Dumnezeule, Doamne! Dar concurentele care au văzut că ai luat premiul întâi nu te-au invidiat? N-ai simțit așa invidie în sufletul lor? Poate că da, dar mie nu prea mi-a păsat. Mie îmi pasă de viața mea, numai de drumul meu. Uite, vorbeam despre invidie. Pot să te întreb ceva? Tu ai fost vreodată invidioasă? Eu? Nu, nu prea. Adică îi felicit pe cei care sunt foarte buni și încerc să fiu și eu la fel ca ei. Acest spirit de sportivitate ți-a fost împărtășit de domnul profesor sau se afla deja în tine? Se află în mine. Se afla în tine, așa? Da. Mergem mai departe? Avem Sigur. aici o diplomă care înseamnă enorm, enorm. La ASDU, din Star Wars 2. 2012, unde tu ai fost din nou confirmată și premiată. Da, aici am luat premiul special pentru cea mai bună personalitate scenică. Cum a fost și ce crezi tu că i-a determinat pe cei din juriu să-ți acorde ție acest premiu? Care au fost criteriile? Păi, cred că am intrat foarte bine în personaj și asta l-a plăcut. Asta Și l-a că plăcut n-am foarte prea mult. avut emoții. Emoția are un rol constructiv în interpretarea unui rol. Tu ce crezi? Pentru mine emoțiile, da, m-au făcut să fiu mai stăpână pe mine și să mă gândesc numai la ceea ce trebuie să fac. Și în același timp, din câte îmi dau eu seama, emoțiile ți-au și construit rolul pe undeva. Adică tu ai reușit întotdeauna să... E nativ treaba asta în tine, pentru că sunt mulți oameni care chiar și după 40 de ani nu reușesc să își educe inteligența emoțională. Dar la tine, eu constat în acest moment că e vorba de un dat al tău. Tu faci lucrurile astea automat, transform emoțiile în emoții pozitive, exact așa cum și spui, Da. constructive, și aceste emoții vin și construiesc, dau grație și dau viață personajului și rolului pe care tu îl interpretezi. Aici este o fotografie foarte dragă, da? Da, aici am luat premiul special. Aici aveai trofeul în mână. Da. Ce făceau spectatorii în momentul ăla? Mă aplaudau, erau și ei veseli, mai ales părinții mei și domnul profesor. Am aflat că sala era în extaz. Am aflat că ropotele de aplauze și strigătele celor care te priveau, chiar dacă erau veniți din diferite colțuri ale lumii, pur și simplu nu au mai existat nici bariere, nici politice, nici granițe teritoriale, nici pur și simplu acolo a fost un moment de artă, un moment de înaltă artă, unde valoarea chiar a fost apreciată. Da. Spre bucuria noastră a tuturor, pentru că se întâmplă uneori în viață ca lucrurile să fie altfel. Da? Hai să vedem cum a fost în Croația, pentru că a fost un moment deosebit. Croația a fost ceva cu totul deosebit. Da. Cum a fost în Croația? A fost foarte frumos, nici nu mă gândeam că va fi atât de frumos. O concurență foarte strânsă, fetițe foarte bune din toată lumea. Ce concurente au fost prezente acolo, din ce țări, dacă îți mai aduce aminte? Deci, practic, de peste tot din lume?
Da, de Deci tot peste tot. așa, Da. Rusia, Japonia, Corea, America, toată lumea. Da, de peste tot. Wow! Locul întâi cu balet contemporan? Cu variația Reverie. Cu variația Reverie. Hai, vorbește-ne puțin despre această variație. Acolo, eu știu că, uite, fac o micuță paranteză și lucrul acesta îl preiau, da, de la colega mea de presă și foarte dragă și iubită sufletului meu și al tău, care cred că în aceste momente este și ea alături de noi, dincolo de micul ecran, Alina Cosmoiu, pe care o salutăm, să-i facem cu mâna la cameră, așa. A spus la un moment dat, acasă tu ești balerină, dar în sală devii prințesă zână. Da. Da? Sunt cuvintele ei, sunt constatările ei. În Reverie, tu ai avut, evident, de interpretat un rol. Ce ai fost tu în Reverie? Acolo eu vedeam în trecut, vedeam fostele mele poante, apoi tuturile, fantome, tot felul. Deci făceai o călătorie în trecutul tău. Da. Adinauri, când îmi spuneai ce făceai tu acolo, pentru o secundă, te-am văzut intrând în rol. Expresia ochilor tăi imediat a căutat trecutul, trăirea. Lucrul ăsta se întâmplă instantaneu la tine. Da. Și ce mai făceai? Deci îți căutai în trecut poantele, tiuturile. Vedeam fantome, vedeam mai multe lucruri dragi. Mai multe lucruri dragi ție și erai tu de fapt dormeai. Tot lucrul ăsta se întâmplă, Numai în capul meu. e numai în Da. căpușorul tău, deci nu dormeai, era un fel de somn, dar era așa, undeva în mintea ta, era o călătorie a ta în sinele tău, în lăuntrul Da. tău. Și te trezești din această călătorie, din această reverie? Până la urmă, la final, da. La final, da, și cum este momentul trezirii? Este destul de greu de interpretat. De ce? Păi, după toată reveria asta. Și trăirea asta puternică interioară, Da. așa, e greu contactul cu realitatea? Da. Și tu ai ales o manieră cu totul și cu totul deosebită de a interpreta această trezire, care a și uimit pe toată lumea. Poți să ne spui ce anume faci tu la final, momentul în care te trezești din reverie? Mă trezesc și îmi dau seama că acest lucru a fost numai în capul meu, că pur și simplu am visat cu ochii deschiși. Și cum închei, practic, variațiunea? Păi mă ridic, mulțumesc, fac O da, plecăciune, da, o plecăciune reverență publicului și intru din nou în culise. și intri din nou în culise. Mulți dintre noi, mulți dintre cei de acasă, ar dori să aibă măcar o parte din trăirile tale. În această fotografie, tu ești în reverie. Da, la contemporan. La contemporan, repetăm pentru cei care poate nu au reținut, ai luat locul întâi la Porec în Croația. Ce concurs a fost acolo? Pentru că a fost un concurs deosebit. Un concurs internațional, evident, da? Care urma să stabilească, în primul rând, clar o ierarhie, da? Da. Și, în al doilea rând, avea să puncteze, dacă vrei, și viitoarele prezențe în concursul organizat la Sibiu pentru World Ballet Competition. Da. Dar în Croația s-a mai întâmplat ceva extraordinar. Uite, aici tot în reverie ești, da? Da. Ia să vedem cât de superbă este postura ta aici. Și nu aveai decât 10 anișori, nici măcar împliniți. Da. Aici, la fel,
Tot la contemporan, reverie. Tot la contemporan, reverie. La balet clasic ai participat cu, la secția de balet clasic ai participat cu Chitri din Don Quixote, da. Unde a fost o adevărată nebunie, sala a explodat pur și simplu. Dar părerea unora dintre cei care au fost acolo este că ai fost cea mai bună. Chiar dacă pe undeva au încercat să dea un alt loc, locul 2. Te-a dezamăgit lucrul ăsta? Nu, mai mult m-a ambiționat ca să reușesc să iau locul 1. În momentul în care s-a terminat evoluția ta, sala a fost în delir. Oamenii au explodat, au început să strige bravo, 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 iar cei de acasă probabil că după emisiune vor intra imediat pe YouTube și vor vedea înregistrările tale, vor vedea și emisiunea Bărcuța cu povești, vor vedea filmulețe din arhiva ta personală, da. Și cred că din acest moment le vei rămâne în inimii tuturor celor care până azi nu te-au cunoscut. Mi-aș dori foarte mult să se întâmple asta. Trăiești pentru publicul tău. Da. Spuneam că s-a întâmplat ceva extraordinar. Toată sala a fost în extaz. De la membrii juriului, la ceilalți concurenți, la profesorilor, părinți, însoțitori, angajați ai edificiului respectiv, până și oamenii de televiziune, cu toții au izbucnit în ropote de aplauze pentru tine, Runia Hânză. Ba mai mult, ai fost invitată la un mega show de televiziune unde ai fost singura româncă ce a reprezentat România. E adevărat. Cum a fost acel moment pentru tine? A fost foarte emoționant, adică eram foarte fericită că pot să arăt lumii întregi pentru ce mă pregătesc eu. Bine, la început am avut ceva emoții, dar după aceea pur și simplu am plutit. Eu vedeam numai luminițe pe acolo. Nu aici vedeam publicul. Nu vedeai publicul sub nicio formă aici. Este momentul în care a avut loc premierea. Da, aici am luat locul 2 la clasic. La baletul clasic. Dar eu simt nevoia să specific lucrul acesta. Cu doar câteva luni înainte, la același balet clasic, la o competiție internațională, cam cu aceeași participare, a obținut premiul întâi. Eu personal sunt dezamăgită pentru anumite lucruri care se întâmplă în lumea concursurilor, pentru că toată lumea de acolo era conștientă că tot tu meritai premiul întâi, dar uneori să mai fac astfel de sacrificii pentru a încerca să se motiveze și alte persoane. Mi-a plăcut foarte mult faptul că pe tine nu te-a dezarmat lucrul ăsta și că te-a ambiționat și mai mult. Întotdeauna trebuie să trec peste orice moment să mă duc înainte și să muncesc mai mult, mai mult și mai mult. Runia Hânză, ce a simțit inima ta în momentul în care tu ai înțeles că reprezinți România? Am fost foarte veselă, emoționată și m-am bucurat extrem de mult că pot să duc numele României cât mai sus. Imnul României îți place? Îl ador, de mică îl știu. Te gândești la fiecare concurs unde participi la imnul României? Îți dorești să-l auzi la finalul concursului, la premiere? Sigur că da, dar balet nu este așa, adică eu văd steagul României, așa imnul nu îl pot asculta acolo, însă mai sunt unii care fluturează steagul. Cred că acelea sunt cele mai minunate momente de după concurs pentru tine, Runia Hânză. Da. Eu mai am aici câteva fotografii de o grație ieșită din comun, excepțională.
Am înțeles deja că lucrul acesta vine din tine. Dar am o mică întrebare legată de această grație și de acest exercițiu. Tu ai afirmat la un moment dat că dacă ai putea, ai face numai balet. Da, însă, din păcate, trebuie să fac și altceva. Dar eu, de obicei, atunci când fac ceva, fac în poziții de balet. Cele două trofee care sunt pe masă sunt din Croația. O să-i rog și pe colegii mei să le arate în detaliu celor de acasă, pentru că sunt superbe. Chiar o să te rog să-l iei în mână. Chiar o să te rog să-l iei în mână. Acesta este locul întâi la dans contemporan și locul doi la dans clasic. Chitrii din Don Quixote și variația Reverie. 2012 în Croația. Dar a urmat momentul Sibiu, unde s-au făcut calificările pentru America, pentru cel mai înalt concurs din lume. Da. Cum a fost la Sibiu? Pentru că tu ai fost selectată, ai fost calificată pentru a merge în America. Acest concurs va avea loc anul acesta, între 9 și 15 iunie, în Orlando, Florida, USA. Păi a fost un concurs foarte greu pentru că am participat cu fetițe foarte mari de 14 ani. Dar eu nu m-am lăsat mai prejos și am concurat. Știu că au fost acolo prezente concurente de peste tot din lume. Da, Da. cele mai importante, să spunem așa, au fost cele din Corea, Japonia, Rusia, da, despre care toată lumea știe că are o înaltă școală de balet, Da. dar tu ai avut o prezență atât de remarcată și toți cei care te-au văzut au făcut niște afirmații cu totul deosebite la adresa ta. Ce ar însemna pentru tine participarea la World Ballet Competition America? Ar însemna un mare pas în viitorul meu și mi-ar plăcea foarte mult să pot să merg la acel concurs să-mi văd valoarea. Atât aș dori. Ești mândră dacă ajungi acolo că ești româncă? Foarte mândră. Runia Hânză, suntem tare fericiți că astăzi ai fost alături de noi. Suntem fericiți că ne-ai făcut mândri că suntem români. Zborul atât de grațios al acestei ambasadoare al baletului românesc pe care tu o întruchipezi, nu trebuie să fie oprit de suportul de care în acest moment ai nevoie pentru a ajunge acolo. Noi sperăm ca măcar o parte din cei care astăzi te-au primit în casele lor, în inimile lor, să fie mândri că sunt conaționali cu tine, să fie mândri pentru toată munca ta și pentru toate rezultatele tale. Și să nu întârzie în a-ți oferi suportul financiar, care nu este mare, e vorba de o sumă infimă, am înțeles că undeva la 4.000 de euro. Da. Pentru ca tu să ajungi în America, să reprezinți România acolo și să-ți îmbogățești experiența așa cum vrei. Visul tău este să ai aceste aripi pentru a zbura. Da. Noi ți le dorim din tot sufletul. Din păcate, timpul a zburat și emisiunea de astăzi s-a încheiat. Dar relația dintre noi nu se va opri. Litoral TV ți este alături, noi te îmbrățișăm cu toată dragostea, îți dorim tot succesul din lume și sperăm să te avem în studioul Litoral TV în iunie după ce te întorci din America. Vă mulțumesc foarte mult! Dragii mei,
Va trebui să încheiem aici. Astăzi, pe canapeaua excelențelor, a stat Runia Hânză, micuța balerină, ambasadoarea baletului românesc. Nu pregetați, zborul ei nu poate fi oprit de o astfel de micuță sumă. Printre dumneavoastră se află mulți care au posibilitatea să sponsorizeze baletul românesc. Nu pregetați și nu faceți în așa fel încât zborul ei să fie oprit. Sunt Sonia Enache. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și căldura cu care v-am obișnuit. Vă doresc să fiți cu toții povești de succes. Și nu uitați că avem valori și suntem într-adevăr un popor binecuvântat. Iar Runia Hânză face parte din elită, face parte din coloana de briliante ce face ca România să strălucească. Pe curând!